Salutare, astăzi facem un clip mai scurt așa și o să vă prezint o problemă comună la Subaru Outback Diesel, da? Asta este un Subaru Outback Diesel. Și anume, o să vorbim astăzi despre problema eroarea din bord pe care vă dă și codul 1380 datorită bujiilor de aici, da? Și o să vă spun. După ce am citit pe foarte multe forumuri, am mai avut problema asta în trecut, am rezolvat-o, acum însă a trebuit să scot toate bujiile să le verific, pentru că le-am verificat cu aparatul de măsură, păreau ok, verificate cu aparatul, dar în momentul în care le-am scos și le-am verificat direct pe baterii, una din bujii s-a dovedit a fi în scurt, adică asta de aici. Da? Asta de aici era în scurt. Așa că nu vă bazați neapărat pe aparat când verificați cu aparatul, ci mai degrabă le scoateți. Cum vă dați seama că aveți o problemă la bujii? Da? În primul rând, vă apare în bord acolo check-ul și dezactivat controlul stabilității. Dacă nu aveți un tester să puneți să vedeți exact codul 1380, atunci desfaceți aici panoul ăsta frumos de siguranță, iar aici o să verificați siguranța asta. Bine, eu am schimbat-o acum și am pus alta de test să văd dacă o mai arde, da? Voi o să găsiți siguranța asta de aici arsă. Siguranța asta să arde deoarece o să vă dea low voltage sau voltaj prea mic sau voltaj prea mare. De obicei asta vă dă pe codul de eroare. Și atunci o să trebuiască să verificați absolut toate bujiile. O să vă arăt acum unde sunt bujiile. Și aici avem două bujii, primele două bujii. Da? Ne uităm aici. Ia uitați, acolo este prima bujie. Acolo jos. Este prima bujie. Iar a doua bujie este fix aici. Acum la mine le vedeți destul de bine, pentru că eu am dat. Mâine o să le schimb și pe astea o să le pun noi, chiar dacă nu sunt ok, dar o să le schimb și pe astea să le pun noi nouți. În partea aia deja le-am schimbat pe alea două, am comandat doar două, am mai comandat astăzi încă două și n-am mai pus protecția asta, da? Voi o să aveți și protecția asta aici și accesul la bujii, ca să puteți să le dați afară, va trebui să scoateți tâmpenia asta de aici și în partea asta o aveți, eu de aici deja am pus-o la loc în partea asta, pentru că am schimbat bujile, le-am pus noi. Aici în partea asta aveți așa, cum vă uitați de aici de sus, aici este o bujie, fix aici este una și mai aveți încă una aici, să vedeți și mufa care intră în bujie, da? Deci aici le aveți pe astea două. Aici eu personal n-am dat jos nici filtrul ăsta de aer, n-am dat nimic, băgați mâna pe aici, aveți loc, dacă aveți mâna subțirică, aveți două șuruburi de 12, unul aici, unul aici, unul de 10 ăsta de aici care ține conducta și mai aveți încă unul de 10 ăsta de aici, fix ăsta de aici, puțin mai ruginit, da? Desprindeți mufa asta de aici, apoi iese protecția din partea asta și aveți acces mai ușor la bujii, să le scoateți afară. Atenție mare, când le scoateți, înainte să le dați afară, suflați foarte bine cu un pistol cu aer locul de acolo, ca să nu cadă mizerie înăuntru pe canal. Și ce am observat eu și din ce am citit pe forumuri, și într-adevăr așa este, motorul pare să comporte mult mai ok, adică dimineața la prima cheie, primele 5 minute, 10 minute, ziceai că e tractor și vibra așa, dădea din cap, să zic, până se încălzea puțin. După ce am pus acum bujiile alea două noi, să știți că s-a schimbat puțin mersul motorului. Mâine o să le înlocuiesc și pe astea și ce vă recomand e să schimbați și releul. Eu am comandat și releul. Deci mâine o să schimb și releul, asta de aici o am deja nouă,
pe original în mașină, dar n-am pus-o să nu mi-o ardă. Asta e doar de testi. Da? Deci, ca să scăpați de problema asta, cel mai probabil aveți o bujie arsă. Dacă vreți să schimbați doar o bujie, o găsiți pe cea arsă și vreți să o schimbați, o schimbați. Dacă nu, eu le-am schimbat pe toate patru, plus releul și siguranța, bineînțeles. Și cam asta e, ați scăpat de treaba asta. E enervantă, adevărul, foarte enervantă. Haideți să vă arăt și cum să le testați pe baterii, care, dacă mă întrebați pe mine, e cea mai sigură metodă. Dar atenție mare, pentru că eu deja mi-am părlit degetele aici, n-aveți de unde să știți dacă e în scurt sau nu. La mine una a fost în scurt și a făcut buba. Da? Deci, să iau un cablu, un fir, ceva, nu neapărat atât de gros, ci găsiți. Să înfășoară aici de bujii. Partea asta de aici vine pe plus și ăsta vine pe minus. Deci, ceva de genul. Punem ăla pe minus, iar asta pe plus. Și în momentul ăsta, dacă se înroșește, bujia este bună. Ia uitați, da? Deci, când s-a înroșit așa bujia, înseamnă că bujia e bună. Deci, plus. Și firul ăsta îl duceți la minus. S-a înroșit bujia, bujia e bună. Să vă arăt și cum să măsurați o bujie cu aparatul de măsură. Dar v-am zis, e irelevantă treaba, pentru că la mine toate patru, înainte să le scot de pe mașină, erau ok. Și în momentul în care le-am scos, una din ele era în scurt. Da? Deci să iau un aparat de măsură, să dă aici pe 200 de ohmi, sau cât aveți cel mai mic acolo, după care punem așa, ia să văd dacă pot să fac eu cu o singură mână. Bornă de la aparat pe corpul bujiei, iar cealaltă pe vârf aici, unde intră mufa, și avem 1,4, da? Cei mai mari de 1,8,2, maxim, deja trebuie să vă dea cu semnul întrebării și puteți să o scoateți de pe mașină, să o verificați pe baterie, să vedeți. Da? Deci asta e ok, asta e o bujie bună pe care am să o păstrez. Și încă ceva ce am uitat să vă precizez, să verificați și aici, în panoul de siguranțe, ultima de acolo, cea roșie, de 7,5, este altă siguranță pentru bujii. Da? Să verificați și pe aia de acolo, deci ultima. Vedeți dacă e ok sau nu. Haideți să-i dăm și ok. Da? Deci voi la eroare o să le aveți pe astea două de aici cu galben. Și așa cum am spus, au dispărut. Iar motorul merge mult mai rotund. Mâine, după ce le schimb și pe celelalte două, văd exact dacă cei de pe grupuri au avut dreptate, că se schimbă total mersul motorului la rece. Cam ăsta e mersul motorului la rece. Mai are un foarte, foarte mic galopat, să zic, dar nu e, în niciun caz nu e ca înainte. Cam asta, sper că v-a fost de folos clipul ăsta. Scurtuț, dar sper să vă ajute.